Încă 2 februarie a fost o zi plină de acțiune pentru mușatinii din Roman. Ei au participat la prima etapă a evenimentului sportiv Fir Ultria, care s-a desfășurat în regiunea Moldovei, în zone turistice cum ar fi Suceavița, Putna și Marcinea. Scopul evenimentului este unul caritabil, drept pentru care taxa de participare va ajunge la un caz social. În acest weekend am avut bucuria de a participa la un cross montan la Suceavița, se numește Fir de Ger și evenimentul este unul caritabil. Am fost acolo cu 2 voluntari de-ai noștri, cu Matei Descălița și cu Valentina Săgneanu. Am participat la grupă la crossul de 4 km și pentru noi a fost o bucurie pentru că am și putut ajuta prin donațiile noastre, pentru că fondurile sunt folosite pentru reconstrucția facială a persoanelor care au suferit diverse accidente. A fost o grupă puternică din Roman. Ne-am întâlnit cu prieteni de la MTB Roman. Ne-am întâlnit cu organizatorii evenimentului deosebit, festivalului Cult Fest, care avea loc în vară. Pot spune cu fără teamă de a greși că Roman a fost bine reprezentat acolo. Fir Ultria este o serie de 3 evenimente sportive unde sunt invitați toți iubitorii sportului, amatori sau profesioniști. Participanții se înscriu pe baza unei taxe care în acest an va fi folosită pentru o operație de reconstrucție facială a unei persoane.